Ivan, în primul rând spune-ne cum ești, că astea sunt grijile principale, da. Nu, sunt bine, am simțit ceva în spate la genunchi, nu cred că e nimic grav, probabil s-a întins ceva pe acolo prin spate, o să văd probabil mâine cu doche, dar nu cred că e nimic grav, mai ales că am putut să continui meciul și am jucat până la final. Da, un pic m-am speriat, mai ales că era ceva ciudat, ceva ce nu mai simțisem până acum și de asta am și preferat să-l chem pe Doki, să stau de vorbă cu el, că nu voiam să risc nimic. Dar, cum am spus-o, sper și cred că nu e nimic. Un amical, dar așa cu fanii supărați la final, cum a fost pentru voi și cum trăiți voi un asemenea meci? Da, ne-am dorit să câștigăm acest meci. Ne pare rău pentru suporteri că au fost alături de noi și nu am putut să le oferim goluri, să le oferim spectacol, să le oferim un joc frumos, dar trebuie să analizăm bine ceea ce am făcut astăzi și să nu mai repetăm aceleași greșeli. Pe ce vă îngrijorează de ei? Nu, s-au făcut foarte multe greșeli individuale, foarte multe pase greșite, simple. Asta, în primul rând, mă îngrijorează pe mine acum, pe moment. Dar vom analiza meciul și vom vedea exact ceea ce avem de îmbunătățit. Ți s-a părut trac înainte de Euro sau cum ar putea descrie? Sau da, exact, lipsa meciului? Nu știu dacă e neapărat asta, că până la urmă ultima oară ne-am văzut în martie, dar probabil nici nu am vrut să riscăm foarte mult cu toții, exact, dar cu toate astea ne-am dorit să câștigăm meciul, să... După părerea mea, dacă aveam puțin mai multă intensitate, cred că puteam să le creăm și mai mari dificultăților de la Bulgaria. V-a surprins Bulgaria cu ceva? Scuză-mă, te rog. Nu neapărat. Știam că vor fi o echipă arțăgoasă, o echipă care va veni să ne preseze. Știam că au jucători buni în față de viteză. Nu neapărat că ne-a surprins cu ceva, doar că cred că n-am fost noi la capacitatea noastră maximă. Dezamăgit de reacția suporterilor la final, puțin pretențioși, având în vedere că suntem la Euro și în urmă a fost doar un amical. Știu, dar e normal, ei vor să vină la stadion și să vadă goluri, să vadă spectacol, nu cum am spus și mai devreme. Dar cum percepeți reacția asta? Sau... Eu nu percep nici cum, nu am... Da, Nicu era supărat, dar am zis să se calmeze, că n-avea de ce să aibă vreo reacție, e normal, sunt suporteri. Cum am spus, ei vor spectacol, vor goluri multe, dar noi ne-am văzut de ale noastre, am zis lui că hai să mergem înăuntru, ne calmăm și o lăsăm așa. Cu siguranță vom arăta altfel. Ați ridicat așteptările cu această calificare și automat și publicul a devenit mai pretențios? Dar cred că și nouă personal ne-am ridicat așteptările, normal că ne-am calificat, trebuie să arătăm altfel, ne-am setat și un obiectiv și nu vrem... Nu ne-am gândit la puncte, ne-am gândit să trecem de faza grupelor și apoi să o luăm pas cu pas. Dar mai avem un meci cu Liechtenstein, îl vom pregăti bine, îl vom analiza bine, ne vom analiza și sperăm să câștigăm, să mergem cu un moral bun la Europa. Au început emoțiile pentru Euro? Nu neapărat. Eu sunt foarte entuziasmat că vom fi acolo și probabil vom simți și mai mult atmosfera când vom ajunge în Germania. Dar simți că plecați din nou așa cu o neîncredere din partea publicului, din partea noastră? Așa pare. Voi cumva sunteți obișnuiți, dar nu simți că parcă se repetă așa ușor, cel puțin după reacția din seara asta? Da, dar până la urmă noi nu le putem controla reacțiile, emoțiile suporterilor, nu? Dacă ei așa consideră că trebuiau să reacționeze, foarte bine. Noi ne vedem de ale noastre și... mergem înainte. Regla asta cu suporterii la următorul meci. Da. Atunci e important.